în timpul orelor, o elevă de 16 ani din municipiul Dorohoi a vrut să meargă la toaletă, însă și-a pierdut echilibrul și a căzut pe treptele colegiului. Paznicul i-a sărit în ajutor, dar fata părea că nu s-a lovit rău și s-a întors în clasă. La scurt timp însă a început să acuze stări de rău, dureri de cap și vărsături. A fost dusă la cabinetul școlar medical, de unde a fost preluată de medicii unui spital din Botoșani. În urma consultului mai amănunțit, medicii au constatat că tânăra are o fractură la nivelul craniului, așa că s-a decis transferul ei la Spitalul de Neurochirurgie din Iași. Este stabilă din toate punctele de vedere traumatismul craniocerebral pe care l-a suferit, este evaluat imagistic, nu se pune problema unei intervenții chirurgicale în momentul de față și sperăm într-o evoluție bună în ceea ce privește starea ei clinică. Fata va mai rămâne internată în spital o săptămână. Atât poliția cât și inspectoratul școlar desfășoară anchete pentru a stabili cauzele incidentului.